ședința Consiliului Local acum în seara de astăzi, 27 aprilie 2018, cu următoarea ordine de zi. Dau cuvântul domnului secretar pentru respectua prezența la această ședință. Vă rog. Numărul total de 12 consilieri sunt prezenți toți cei 12. Dau cuvântul domnului secretar pentru a supune la vot procesul verbal ședințelor anterioare. Așa, legă pe procesul verbal al ședinței ordinare din 30 martie 2018. Dacă sunt obiecte? La vot, cine este pentru... Unanimitate de vot. Mulțumim. Da. Acum, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 27 aprilie 2018, de săptămâna trecută. Dacă aveți obiecte? Nu? Supunem la vot procesul verbal al ședinței extraordinare. Cine este pentru? Da. Prezentăm ordinea de zi pe ziua de astăzi. Proiect de hotărâre, primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei hotărârii Consiliului Local Sărata numărul 77 din 19.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 în Comuna Sărata. Și al doilea proiect de hotărâre. Asta e primul proiect. Așa. Dar supun la ordine de zi ce este pentru. Da, mulțumim. În momentate. Și doamna primarie Agatu, primarie Ina Agatu, solicită suplimentarea ordinei de zi cu 4 proiecte, cu 2 proiecte de hotărâre. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. 2. Proiect de hotărâre privind complementarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al comunității de Râmnicu. Completare. Da. Supun la vot cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Mulțumesc. Unanimitate. Și ultimul proiect, diversii. Trecem la primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei Consiliului Local 77 din 19.12.2017 prin stabilirea impozitelor locale pentru anul 2018 prin Comuna Sărata. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect. Eu am întrebat. Da, vă rog. Numai cele două taxe enumerate, cele care le-am... Pentru că s-a schimbat prețul la certificat de producător și la testat. Și la testat. Da. Nu este nimic mai mult, doar atât. E vorba de certificate de atestare. Mai sunt ceva? Alte întrebări la legătură la acest proiect? Supunem spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la proiectul. La suplimentarea ordinii zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor de serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxe speciale de salubrizare. Ai emoții. Aveți emoții. Da. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre. Tocmai ce întreba doamna companie, vorba de ADIS. Deci, înțelegem că se modifică utilizatorul, nu? Deci, deocamdată nu va fi o situație. Nu se modifică, dar deci, considerăm că ar fi de recomandat să rămână tot ei, adică... Ei, cum ne vrea vin, sau? Da. A, Soma, nu, dar ei n-au nicio treabă. Nu ei. Deci, membrii ADIS sunt doar partiurile. Nu poate să fie o societate. Dar, cu siguranță, eu am participat la licitație. Mai sunt probleme legătură cu acest proiect? Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumim.
Proiectul numărul 2 pe ordinea de zi la suplimentare, proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Sărata. Dacă sunt întrebări, aici în legătură cu acest proiect. Aici stația de iepurare. Acolo a fost închis doar o suprafață. Normal, din acte de schimb este mai mare, suprafața este doar cu cichitei acolo și noi trebuie să mai formăm, să mai facem un câmpuț. E vorba de terenul din partea asta de peste drum. Și... la paraschiv? Da, acolo la... da, da, da. Deci până nu ați fapt? Da, păi așa lângă, este trecut în schimbul care este. Da. În Bahme, dincolo de Ipăreu. E stată de iepurare, până în canal, facem să până în sosea? Ascultă un pic. Dacă te duci de aici de la Bacău, treci podul și imediat pe dreapta. Da, mă, este rică, dar doamna spune că până în șosea o asfalt, capătul ăla al paraschiv. Da, colțul ăla. Da, așa, deci ca colțul ăla. Este făcut schimb pe cel de rău. Da. Da, și noi trebuie ca să trecem... Fac un cumpuț. Da. De catare, pentru extinderea de apă care se va face. Adică pentru iepurare. Nu pentru iepurare. Pentru? Din mare atenție. Da. Dacă mai aveți ceva întrebări în legătură cu acest proiect, supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. Unanimitate. Trecem la diverse. Da, probleme diverse care sunt, vă rog să vă scrieți pe ordinea de domnul Budeanu, altul. Și asta cu înregistrarea? Mai discutăm cu, da, cu televizor? Da, tocmai asta e problema, cu televizor. Hai să discutăm pe am tratat să fie și înregistrat, să se audă și părerea dumneavoastră a Consiliului Local. Întrucât, așa după cum știți și am discutat împreună, noi nu am bugetat bani pentru a putea încheia un contract anul ăsta. Motivăm că nu au fost prevăzut în buget. Exact, păi tocmai asta era ideea și noi nu ne mai putem permite acum la jumătatea anului aproape să mai încheiem un contract. Dar prin faptul că bugetul este cum este. Acum am zis să aud și părerea dumneavoastră, să se știe... Deci vom căuta ca pe viitor să prevedem un buget, dacă o fi pentru anul, dar anul acesta... Da, noi am discutat vinerea trecută. Da? Asta tocmai și zic, ca să, da, da, să se știe. Nu au fost dumnealor de pe partea dumnealor care reprezentanți, să audă. Da, da, deci, a fost discutată. A fost discutată, da. A fost discutată. Dacă mi-i răspuns, am nu, adică ce să discuți? Am și dat răspuns. Da, dar... ce mai... Băi, și dacă vor să mai vină, să mai înlumeze, să mai înregistreze așa fără contract, poate să vină. Iar dacă nu, asta e situația. Da? Deci mai diversi? Da, la diverse. Deci s-a scris până acum domnul Hugeanu, domnul Apostol. Dacă se mai înscrie cineva la diverse, păi, e pe parcurs. Una dintre probleme trebuie să discutăm direct. Da, deci, mai întâi nu crescătorii de animale, tocmai de ce am chemat aici. Aha, nu, cei care au închiriat pășuni. Așa cum s-a discutat și nenumărate sesizări făcute atât la poliție cât și la primărie, vinerea trecută, tot pe comisie, s-a discutat problema cu închiriatul pășunii. Nu se aude? Mă duc în picioare? Da. Și acum aș vrea că tocmai s-a discutat și din partea consilierilor și oamenii din comună care au probleme cu cei crescătorii de animale. Și tocmai de asta i-am chemat în fața dumneavoastră. Noi urmează să prelungim contractele de închiriere. Și atunci am vrea ca să știți și dumneavoastră ce clauze să le punem în acele contracte. Dacă le solicită. Dacă le solicită. Dar eu cred că de asta au și venit oamenii aici, nu? Și dumneavoastră consilierii care prin vocea dumneavoastră ați venit și ne-ați adus la cunoștință. Și așa că vreau să întrebări, răspunsuri. Înainte de toate. Pe data de 14 iunie expiră contractul de închiriere. Închiriere a fost, dacă nu a fost, pe 7 iunie. Ok, oricum astea trebuie să făcute mai înainte, întrucât nu li se dă drumul la subvenții până când nu se fac noile contracte de închiriere. Până în 15 mai. Da. În sfârșit, noi o facem imediat după ședința asta, o să facem prelungirea, dacă se va înțelege. Da. În legătură cu asta, cu băsunată, ar vrea să... Prin hotărârea inițială s-a aprobat prelungirea prin act adițional. Da, există hotărârea inițială, dar e aprobat deja.
Este hotărâre și se poate prelungi, da. Doar că noi o să prelungim pe o perioadă determinată până când terminăm cu amenajamentul pastoral. Știți că nu mai putem să închiriem până când nu facem măsurătorile pe toată suprafața de pășunii și să avem acel amenajament pastoral. Și este obligatoriu până la sfârșitul 2018 să încheiem acest amenajament. Dar în afară de cele de dumnealor vedeți, mai sunt și alte solicitări pentru închiriere sau pentru semnă? Nu, nu. Deci nu mai este. Deci nu mai dumnealor sunt. Sunt, dar ei se mai pot descrișați, poate? Da, dar păi tocmai de asta. Nu, absolut. Deci oricum, deocamdată noi le prelungim pe ale lor, dar când terminăm cu măsuratul, cu amenajament, atunci poate și alții să vină, să solicite, să închirieze. Adică anul ăsta nu mai poate. Bineînțeles că noi vrem să fie de-ai noștri, din comuna noastră. Nu da. Cred că... Dar noi suntem obligați prin lege să asigurăm că să nu o animați din comună pășunea. Dacă aveam este gen de pășuni, atunci permiteam să scrie ce bănuiesc la licitații și alte persoane în alte comune. Dar atât timp cât eu nu am teren pentru crescătorii noștri în comună. Dar pentru suprafețele de teren care au fost pășuni. Interesul nostru nu este să vină alți oameni să concesioneze pășunile. Deci, vis-a-vis de pășunile, izlazul care a fost izlaz, da. Destinație de izlaz, și a fost transformat de actuale chiriași în alt tip de teren folosim, ce se întâmplă. Acum nu știu cum a fost transformat. Ce dacă se întâmplă? S-a semănat iarbă, nu văd că a fost transformat. Dacă înseamnă că s-a îmbunătățit, da? Pentru că dacă era... Dar dacă s-a semănat altceva, e vorba de porumb grâu sau știu altceva, atunci... Eu am aici legea numărul 100. Pun întrebare, deci nu. Am aici legea numărul 100. Doamna Psecau, secundă cu ăsta. Am aici legea 106 pe 2007, prin modificarea și completarea legii fondului funciar la numărul 18. Bă, dacă nu, mă dau. Nu, vreau să vă expun. Să vă expun pentru astea că am legea aici în față și aș vrea să se facă conform legii. Am legea numărul 106 pe 2017 cu modificarea și completarea legii fondului funciar, legături cu pășuni, legea numărul 6 pe 2016 prin aprobarea organizației urgente de 2005 pentru modificarea articolului cutare, organizarea, administrarea și exploatarea palisturilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18 pe 1991. Deci aici aș vrea să facem în așa fel încât să se respecte legea pășunatului și a pășunilor conform legii. Lasă cu legea pășunatul acum. Dar legea cei care au fost izlați acum 50 de ani, harta, unde? Da. Unde? Păi să facem măsurătoare. Trebuie să fie la primărie. Odată ce au făcut măsurătoare, să aducem la adevăr acum. Păi da. Păi da. Păi da. Păi ceea ce este acum. Pășunea cum arată acum. Pentru că au suferit modificări, ați văzut că s-au drenat acea pășune și s-au făcut alte votare. Deci mai multe pășune. Nu fiind drenat, așa trebuie. Din ce am văzut dumneavoastră a mai fost transformat e de mult transformat. Acum s-au măsurat conform la hartele, Nicule. Da, păi de acum. Acum? Păi... Da, s-au măsurat, dar acum conform... suprafeței din 1960, dinainte colectivizare. Așa, cum a fost în 1960, așa deci se face acum. Deci, ce s-o găsi suprafața asta, o întreabă. Da, mă, așa se face, conform. Da. Acum am spus, acum poftim la legea asta cu pășunile, poftim. Dacă aveți probleme la pășuni. Dă-mi scris la cuvânt, dă-mi cuvântul. Dă-mi cuvântul, Nicule. Nicule, poftim. Da. Mâță, Nicu, da. Ia cuvântul, ce vrei să spui? Domnul, da. N-am spus și. Domnul Hugeanu. Următor. La mine este lipsul mai chiar și 30 de prăjuri care îți trecuți de acte și eu plătesc în poze. La abia. Deci mai mult mașini. De aici plecăm cu discuția.
Că degeaba ne spunem ce a fost, ce nu a fost. Care sunt zonele? Ca să fie explicit. E Bahna, de alunca la conduct, până la șanchea aici, că nu sunt proprietăți, și după aceea e Bahna să răți, domnule Mâță. Domnul președinte, atunci vin cu următorul argument. De ce acel izlaz din Bahna a fost arat și schimbată destinația? Pentru că era stuful de 3 metri și... Nu, acum ați trebuit acolo, în Râșcăt. Domnul Bogdan, avem specialiști în Râșcăt. Vă chiar dacă s-a reînsământat, legea pe vende... Conform legii și hotărârii care a dat-o domnul Ponta, nu aveam voie să schimbăm destinația. Dar nu schimbăm destinația, domnul, a fost acolo? Nu, da. Vorbesc în cunoștință de cauză. Să termine. Păi da, acolo... Ăla e un izlaz, da? Deci Bahna e un izlaz, următorul izlaz care e. Măi, Pulțărul, partea asta, din Islăile... Viaciute. Și Viaciute, da? Da. Ălea sunt terenuri care... Are și primăria și proprietăți acolo. Pe asta întrebam, care sunt proprietățile comune și... Pentru că și viile care au fost lăsate în părăsire, acum sunt izlaze. Și care mai reușește din lucrează câte o bucățică, nu mai e izlaze. De fapt, la nivelul primăriei au fost foarte multe plângeri la nivelul poliției locale în legătură cu izlazurile din sud de acolo. Pentru că nici oamenii care dețin animale nu știu exact care este izlazul. Deci eu vă spun lucrul ăsta în cunoștință de cauză. I-a întrebat pe cineva unul dintre noastre, să vedeți că știu toți. Vreau să vă întreb eu, nemacul care pleacă de la Viață până la Tabacaru, acum e. Acolo au fost vii oamenilor care noi avem schimbă. Pășunea oamenilor. Pășunea oamenilor. Păi de asta ați și venit aici, discutați cu crescătorii de animale. Păi aici vrem să lămurim cu dumneavoastră. Păi discutați acum, negociați cu crescătorii de animale. Știu eu cum îl închiriați acum. Domnul consilier, deci asta vrem să lămurim. Care este terenul primăriei de să poate concesiona și care este a oamenilor? Ca să plecăm. Nici crescătorii de animale nu știu acum exact care este pe an. Un pic, avem hartă, dar harta nu corespunde cu realitatea. Păi vedeți, de-aia întrebăm, nu am întrebat de flori de cup. Eu personal nu cunosc limita izlazului. Păi dacă nu cunoaște limita, cine are harta aici să lămurească? Persoana fizică autorizată care face măsurătorile are harta și au văzut exact cât este. Este terenul care este trecut în titlul de proprietate și este și izlazul primăriei. Da? Păi ăla putea fi concesionat, dar nu... Păi nu. Acum cu măsurătoare a dat fel de limitare între terenul primării și terenul proprietății private. Toate titlurile sunt în defărmășii, deci nu aveți vecini. Acum trebuie făcut un plan față, care da? Titluri sunt? Erau era... vecini. Când aveam vii, erau vecini. Noi nici nu, dar nu vorbim de vii, de pășuni. De pășuni. Aveți pășuni. Acum vă putem spune că... Păi la o prăjune acolo nu, ca să vă pun în temă. Deci Via Ciuti este în proprietatea comunii, da? Da. Tabacarul, cum îi zicem în termen popular, este în proprietatea primăriei? Privată. A oamenilor. A oamenilor, da? Pulțărul ia primăriei. Și Pulțărul? Ia primăriei. Ia primăriei, da? Bahna? A primăriei. Domnul Hugean. Deci avem o pășune de liniștit destul de bine. E o întrebare pe care mai că nu o are rost. Este pășunea din Bahna, Bahnița, este pășunea de la Saibani, unde este tot a primăriei, este Pulțărul și Viaciuti. Atât. Astea sunt pășunile pe care le are primăria. Iar, păi, asta, este, asta nu este problema noastră, este problema noastră, este terenul dumneavoastră pe care trebuie să-l îngrijiți, să-l păziți, să-l negociați dacă vreți să-l arendați crescătorilor de animale. Ia aveți aici, încheiați contract de arendă, să vă dea arendă pe pășune. Deci primăria n-are nicio treabă. Pășunea dumneavoastră, vă uniți, eventual puteți face o asociație prin care să închiriați
crescătorilor de animale. În procesele verbale din fața de 60 și ceva sunt trecute exact suprafețele de izlaturi care sunt în proprietate. Nu mai sunt acele suprafețe și vă spun și de ce. Pentru că s-au plantat foarte multe păduri în perioada comunistă. Și nu mai sunt... Ba da, ba da, vă dau exemplu. Vă dau exemplu, deci, la PPL acolo, pe scrip Cărița, au fost... Aia nu era izlat. Păi au fost pășuni acolo. Deci nici și s-au plantat copii și cu salcâmi. Iar partea cealaltă din Sredia nu a fost prins în niciun document de pe suprafața comunii Sarada. Deci s-au plantat suprafețe din pădure pe pășuni. Băi, măsurăm, facem socoteală. Ce măsurăm? Facem harta vieții. Noi acum 5 ani am concesionat, am concesionat izlazurile primăriei la crescători de animale. Și ei sunt mai luciți, mai conștienți, că știu haturile care le-au. Deci eu, Moșnoi, am de aici până aici, eu mâți am de aici până aici. Asta, nu, dar se poate afla cine pășunează aici sus. Deci hai să ne înțelegem. Harta veche a comunii Sărata cu satele și pășurile și terenurile sunt existente, da? Da. Deci, conform acelei hărți, se vede exact ce este teren. De ce spuneți că s-a împădurit? Nu s-a împădurit din izlazuri absolut nimic. Cu mici excepții, să zic, în 2 metri, dacă nu au venit cu fișurile, dar rezultă. Aici am crescut și am și eu animale. Aici de la pe piele, toată coasta aia. Poate nu împăturit, nu era izlaz înainte până la Maria Lujanar, cum s-a plantat. Nu fost izlaz. Păduri. Era tot izlaz. Păi eu ce spun, la Bucea lui Dumitru, nu fost izlaz acolo. Era cojan pădurat. S-a plantat, s-a împăturit. S-a împăturit. Păi spuneți-l domnul Hugeanu, că să dea mare... Păi unii știi, iată, nu s-a împăturit un miet. Dar eram eu copil când s-a împăturit. Domnul președinte, vreau să spun și eu două vorbe. Da, vă rog. Vreau să, eu, în numele meu, vreau să mai încerc scuze și eu că s-a mai întâmplat cu animalele, cu una, cu alta. Și am vrea proprietate de proprietare de pășuni, care zice că are, și au acte, și au astea. Să venim la primărie sau unde putem să facem un contract de arendă sau de închiriere și să... Să rezolve. Păi cum mă zic în problema care are pășunea, că nu am vorbit cu ei. Păi nu sunt drept de arendare. Să facă, să scoată pe fiecare ei, domnul Cămpanu. Hai să nu mai fie discuții, nu ăla nu-i plătești, nu ăla-i plătești, nu ăla-i plătești. Să fie ideea, domnul și noi, Sabielu, să duc eu din poartă în poartă cu pătare de interiere, încheie contractul ei. Domnul președinte, ședintă, nu-mi permite să termin ideea pe la capăt și să dați ordine. În ordine cuvântul. Hai, așa la ce nu înseamnă că suntem la muncă, la balamuc, dacă e. Nu-i chiar ca la muncă. Păi da, nu-i chiar așa, dar la toată lumea. Deci am luat un ordine. Hai să luăm un ordine, cum ne-am înscris acum. Păi da. Următoarea întrebare. Vreau să știu și eu cine gestionează apele și pâraile de pe teritoriul comunii Sărat. Nu, dacă mi-a la întrebare. Nu știu, sincer. Dar dacă suntem la diverse, nu trebuie să... Doamnele de la poliție, tot de asta au venit. Putem la diverse, dar haideți să terminăm cu oamenii ăștia. O să terminăm și rămânem cu eu. Terminăm legătură cu pașurile, bă. Nu am chef la care era. Dar domnul a fost, mă rog. Ce vreau să spun de la început? În primul rând, să nu creadă crescătorii de animale că suntem împotriva. Clar. Este de apreciat aspectul că mai sunt în comuna Sărata persoane care cresc animale. Este de apreciat acest lucru și este de subapreciat că numărul prea mai sunt vite. Dacă ar fi să laud puțin comuna mai vechi, cum încerca și colegul care a vorbit, este că aș arăta aici cu degetul la bunicul meu, unde erau 200 de oi, 4 vite, 2 boi și nu știu câți cai. Acum în sat este pauză. 4 boi. Da, spune că mai e cineva care știe scuze. Acești domni tineri, când mă uit la dânșă, sunt tineri, era ce vorba cu mine cu soțiile. Foarte bine când se apreciază unul pe altul. Nu le vrem rău deloc. Din potrivă, să crească, să fie slujitori acolo, să-și facă treaba cum știu ei mai bine. O singură problemă este în partea cealaltă, de respectarea proprietății.
Nu putem, nu putem, adică dacă te-ai dus și ai prășit acolo, ai muncit la o vie, vrei să ai și rezultate până la capăt. Cum și de la rândul lor își au rezultate. În ceea ce privește cheia aia care este un anume păstor, care păzește oile și nu știu ce și este indisciplinat, s-ar putea și acolo umbla puțin la rotița care trebuie, acel om, că până la urmă el hotărăște soarta, nu proprietarul, nu nici doi din sat, nici ne ocupăm cu oamenii din țări. Noi avem niște persoane foarte cred, fac treaba, nu cred, am simțit că își fac treaba la noi, pentru că vin disciplina din comună și referitor la faptul de care se produc, involuntar, de om involuntar, nu, doamne că. Mai am înțeles că este altă lege care permite să crească sau să păzească animale după luarea recoltei. Este o altă, anul trecut s-a dat, este legea asta, dar nu mai trebuie să vină în înțelegere cu noi. Deci proprietarul trebuie să fie, alu, vrei să mă lași să mă duc pe bucata dumitale după ce ai adunat? Și după ce ai recoltat, eu zic da sau nu. Sau el zice, doamne, uite, eu sunt băiat bun, te fac eu așa să mă faci să fii de acord. Și atunci se poate face și acest lucru. Am înțeles că este legal de anul trecut. Nu cunosc exact număr de lege, am înțeles că fii de avea ceva pe acolo. Deci noi putem ieși din impasul ăsta. Este un impas ușor, care trecem peste el fără probleme. Că dacă iar ne ducem în istoric, înainte erau trei cireze satul ăsta, în comună, pardon. Da. Era cireada Bălțata, era cireada noastră, aici la dealul nou, și era cireada Sărata. Cireada. Nu trei vite, ca acum, că le numesc o mână când e într-un sat. Deci nu are rost să ne plângem acum de izla. S-a întâmplat ceva cu el. S-a mai dus în stânga, s-a mai dus în dreapta, s-a mai împădurit. Sincer să spun, eu am fost pe coasta de la Domn Cornel mai sus, eu am pus pădurea acolo. Eram copil la școală, îi ducea cu școala și puneam pădurea acolo. Eram niște anișori care numai cineva făcea gropi, noi numai puneam planta de desubt. Deci, dacă mă duc acolo să iau un... Nu mai pot să iau o coadă de sapă, și trebuie să iau un căruț să-mi dau un fac de ăla sau ce, nu, era carte. Deci, nu trebuie date nici în dânsii. Cu tot respectul, repet, dar trebuie să ne respectăm proprietatea. Trebuie să ne respectăm pe cât posibil. Și atunci când se întâmplă un necaz, e bine că să fie săritori și ei la rândul bără, ia să vă șerți la dumneavoastră. Da, toți pe caz 10 butuci, cât ori fi 10 butuci, dar să încheie discuția. Adică să încheie discuția un pic mai repede. Cu ciobanul noi ți-i faci, până la urmă asta e. Responsabilitate, trebuie să ai responsabilitate, dar asta e serviciul lui. Asta e serviciul lui. N-ai să-l găsești. Hai să-l găsești pe ăsta care... Toate îi căutăm și noi pe ăștia de răspundere și noi găsăm deloc. Toată lumea plânge, dacă ne uităm de ecran, plânge de oameni. Acum el se bucură și el de un om care e acolo și de câțiva oameni care sunt acolo. Asta e situația. Dar revin la proprietarul, revin înapoi la proprietar, să fie un pic... Na, mai exigent atunci cu omul care e acolo. Să fii un pic mai exigent, un pic mai cu frecum, un pic mai... Și cu noi, un pic mai iute cu noi. Că te leg după căruță. Se întâmplă tot felul de vorbe prin telefon, se întâmplă tot felul de amenințări. Lumea, că-i fac, că-i drept. Am spus, nu încercați nimic. Mergeți direct unii, trebuie vor cu el, cu directul cel implicat. Nu are rost să ne luăm noi măsurile noastre, să ne adunăm, să facem, să rupem, să... Eu știu, să ajungem până la un fel de cuvinte prin sat. Deci cred că disciplina este cea mai bună care ne poate duce și la liniștea noastră între noi, ne privim cu ochi buni, că acum eu când am venit în coace am avut un pic așa și eu, hai să mă laud un pic de probleme cu cineva de el, nu spun cine, și nu m-am mai privit cu ochii care îi plăcea mie să mă privească, nici el, nici doamna. Dar eu m-am privit. Eu m-am privit. Uitați că stăm la aceeași masă și e frumos să ne privim așa. Și noi avem munca noastră așa cum este și noi asta aveți munca noastră și aveți destul de grea, vă înțelegem, dar să înțelegeți. E adevărat, doar nimeni nu-i convine să... Nu, și la mine dacă s-ar străca, nu mi-ar convine, dar credeți dumneavoastră că noi nu-i spun lui ăla de 100 de mii de ori. Băi, da, ai grijă, băi, nu te bă, băi, nu bă, că mi-e și rușine, am și plătesc la om, și mai multe. Dacă găsește pe urmă... Dacă iau lui din sală, ar plătesc... Deci disciplina asta am plecat cu domnul Bărăt. Mai este altă disciplină, disciplina de toamnă. Doamna. Atunci am noi ce vin avem. Vreau să profităm, adică de doamne, că sunt aici. Doamna, sunt mai mulți care se plimbă cu câte o geantă în spate prin culturi. Sau chiar câte două. La întrebarea cuiva,
și niște tineri de aici, mai vânjoși, așa puțin, care vara nu-i prea vezi să te ajute cu ceva, întreabă, unde vă duceți voi acum cu gențile astea spate? Deci la burezene. Vin că era el în capul bucății. După aia burezii s-au terminat repede, s-a întunecat și a venit cu gențile la vale frumos. Deci aici am vrea să parcați mașina, chiar dacă nu-i nimenea, mai pe acolo pe sus, măcar să fie de momeală cum este la Cărlene o mașină, că nu lasă aia stradă și noi toți ne ducem viteza acolo, o fi poliția acolo. Da, mașina o lasă acolo, da. Deci să vă vedem, nu să vă vedem, dar în ce scuze, să vă vedem, nu vă dau eu tenis, dar să vă simt că îi luați de urechi și că n-are rost să plimbe prin vie sau chiar prin cultura mare. Doamna, știi că-i via mea tale sau e ție, da? Dar nu trebuie să-i via de la nimeni. De la capătul drumului. Nu, un pic așa, măcar să simtă ei că, bă, a fi cineva care ne ia de urechi. Așa, o să nu vă via, mi-a supărat că via mea. Vedeți să mulțumim că ne-ați ascultat. Mai avem ceva de la mostru. Păi acum la ce-am mulțumit. Oleacă, doamna. Acum eram la mulțumit. Da. Mulțumim că ne-ați ascultat. Am văzut că i-am. Da. Cineva dacă mai avem. Mulțumim. Dacă mai are cineva o problemă, în legătură cu părtunile, cu coalitele. După ce avem proprietățile și nu le păzesc de atâtea ani, ne strică și celelalte vii care ne mai avem și le mai muncim. Asta era durerea noastră. Ori ei își pun oameni din răspundere să nu mai strice și viile la alții, destul, ori dacă nu, nu. Ajungem să ne facem dreptate fiecare aici, în satul ăsta, cum putem, cum știm. Doamna Mante, în privință cu treaba asta cu strigăciunea, hai să vedem cine are partea asta și să știm că acolo este nasii sau mâlță sau domnul moșul noi. Cine plășunează partea asta? Da? Deci, ca să nu pasăm de la unul la altul. Să știi cine. Să știi. Dar ambasadele nu mai spune. Nu, dar la unul prezent aici, da, nu este nimic. Vorba atât din bărbări care e. Am văzut mei. Deci, că profesor, oamenii care s-a întâmplat săptămâna de urmă. Vină un disper apostol, deci la secarul, la Buligai acolo. Deci era un grup de porci albi care au venit după ce au pus oamenii de ceapă în grădină și au făcut via și au fost văzuți un grup de porci albi. Deci cine are porci albi? Cine are este cel mai bine, că nu se prezintă la ședință. Păi nu, eu am pulță acolo, eu am 4 hectare acolo, e numai atât, poți să mă duc pe carul. Ce e negru, să vede de aici? Pășunea de am și eu unul care vine și mă studia acolo. Și pas și jumătate de pășune, nu câte lucruri ne-am închiriat. Nu ai pășune închiriat de la primărie. Dar acolo nu a rămas. Are magnă și el, are... Și la tine e vorba și ca și la dacă la tine sau mă duc la Moldovan? La cu ești animal. Și până la urmă, cine pășunează fidealuri aici, ca să se știe? Pășunează moșul noi sau pășunează celălalt nazi? Avem fiecare închiriat, dar noi ne-am înțeles fiecare ca să... Am rămas eu în partea asta, au rămas băieții ăștia la pășunea din Bagne. Asta e clar, ca să știi oamenii, de ce nu se tragă până la urmă. De acum, de acum mă duc eu, mă duc eu. Așa e, domnul Coazin, e chiar de dumneavoastră. Ca să nu facă. Ca să nu facă. Ca să nu facă. Așa să fie. Ca să te duc cu Moldovanul. Moldovanul nu are pășune închiriat în partea asta. Dar animalele le are acolo. Și mai avem o problemă cu pășunea asta. E rămată de porci și de mistreți și de ăsta 80%. Mistrețe sunt de culoare închisă, ăia albi, mediu să-i pozăm. Deci porcii nu sunt mistrețe. Da, ce să mai, numai pășunea și câmpul strâmpi și toate. Hai voi să te atingi. Domnul Moșnoi, în legătură cu porcii mistrețe. Trebuie să faceți și dumneavoastră cercătură de animale cu atestă la primărie, ca în baza a trecei la primărie, se poate să facă doar la primar către poporul Silviu, s-a pătrăit. Dar nu numai cu pășunea, și cu câmpul, și cu culturile, și cu toate. O adresă, de ce nu vă vorbim, noi
tot anul trecut, iubim foarte care. Nu mai fug acum, nu se mai sperie. Vii el câte 20 de ani. Trebuie o adresă ca să rămâne la dosar adresa, hârtia. Nu știu, nu știu la toamnă ce o să facem. Mai e o problemă aici, a? Aș mai avea o problemă în completare la posturile astea. Conform ordinului numărul 34 din 2013 cu administrarea și... exploatarea pajelor permanente, vă aduc la costuri următoarele. La articolul 7. Supra-înțământarea pajitor se realizează numai cu semințe de plante erbacee, furajere, perene din familiile de graminee și legumincoase sau amestecuri ale acestora. Supra-înțământarea pajitor cuprinse în arii de protejate se realizează numai cu semințe din specii adoptate specific climatic din respectivele arii protejate. Așa, asta vreau să vă spun pentru că cum am fost, acum să vă întreb pe domnul Inger Păuncă, specialist, cultura din Basnă, dacă este lucernă sau iarbă. Lucernă leguminoasă, ne-a titit. Mai stai, mă, spune așa, dar este lucernă, trebuie să ne gândim bine că este din, nu-i pășune, este cultură arabilă, cum ar zice. Lucernă nu o are în fiecare an. Da, dar adică în sensul cu să diminuează, doar mai tu vorbeai ala asta ieri, că ca oile din Bahnă păsunează alea un hectar, două de care l-ai acolo la Băhniță și n-ai să ai de coasă, n-ai să ai de coasă, nu se respectă contractul. Deci am văzut, s-a pus pamblic acolo să separă aia, deci s-a misurat suprafața păsunabilă. Asta e, nu e. Asta e. Suprafața păsunată, păi nu e? Cerne dacă se pune sau nu se pune. Păi asta o să pune, să pune în geamle cu șurile. Dar asta nu s-a arătut în care am. E cultură permanentă, e din familia leguminoasă, și e cu pe altul. Nu-i cereale. S-au amestecat cu birbeșe. S-au amestecat cu birbeșe. Da, îți permite legea, aia e ideea, că s-o împitim mai spune aici aia, utilizatorul parcelor a obligat de a lua toate măsurile pentru întreținerea acestora cu menținerea categoriei de folosință. Dacă mai sunt probleme legate de pășuni. Da, eu vreau să ridic problema cu... Dacă se vor face din nou contracte, toți lucrătorii de mare care vor face contracte, să fie stipulat până la ce dată se poate pășuna terenul respectiv. Pentru că este deja acușa e mai și încă se paște din pășunii pe care noi mai facem o coasă de fân. Trebuie să fac câte animale are fiecare, care le-au vândut, eu mai vândut. Dar, Nicule, nu-i problema asta, că poți să vinzi pe toate, nu mă interesează. Istoria. Nu, că sunt mai islam. Acum este care mai mult, care pășunează acolo. Mai ce mai? Bagă. Cât o să mi se dea pe animalele care le-am, cât o să mi se dea, nu vreau să fie pășunat în mai. Păi, dar nu faci și vede de islam. Dar tu nu știi, mă, dai că am eu numai două bani. Păi cât am? Dacă am dreptul, mi-au oare nu iau teren. Păi dacă e terenul lui cu tot, cu ce drept încă altceva? Da, așa ai trecut de bună. Dacă nu au păscut, dar voi v-ați înțeles, nu v-ați înțeles. Păi, Marcela, ce trebuia să vin și o bătiți cu animalul, nu se poate acolo. Vă poți înțeles, el merge în bază la un consens, așa. Ei, au zis băieții că de la întâi se duc și ei de acolo. Da, cum? 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 Da, cum
Cum să nu faci? Cum să nu faci? Dar ce vara e mare. Ne-am atins. Și la Matale pe izolat cine ai fost cu breuile? Dar cum dar nu s-a acolo? Ba mă, fraților, că eu lucrez acolo și aia așa. Cum să poți lucra cu fata? Și ieși la altăieri și ajuns acolo. La ele trebuie și acolo. Nu, și uite-te la iarba, la iarba de la Matale din Isla și uite-te din coace. Și la Nea Cornel, și la mine. Și la Ionuț, la Nasi. Îi balică lângă balică și la mine. Îi balică și balică ce e îngrășământ. E bun. Nu am nimic cu nimeni, numai că trebuie întrebat în contract ce și cum să facem acolo. Cum frate? Să termine de măsurat, acum aș să clarifice. Faceți voi niște limite. Păi voi delimitați fiecare pășunea, nu? La ce? Nu poți treaba cu limitul. Nu stai, acum eu stau, aici eu stau din coace. Lăsă bine Cornel sau Mâțu din Barnă cu oile sus pe cine stai acolo, nu? Dar scrie, păi tu, acolo, eu acolo. Lăm și la Bădmiță ca să fac și un pic de fânt și toate cele, nu? Așa au fost înțelegeri atunci. Da, da, da. Eu pe cine să nu plătesc la primărie și... Și eu plătesc la Nicule și pe cine și pe Bac nu plătesc. Dar eu nu plătesc la cineva când am luat. Nu, acolo e de asta... Dacă nu e Matale, nu ia nimeni pe cine să fie. Dar nu știu dacă ai pe cine. Ba da, mi s-o dat la toți. Eu am și aici și aici mi s-o dat la toți. S-o împărțit în fiecare în funcție de terenul care a fost. Ăsta de la Apia așa mi-a spus. Și eu trebuia să am un hectar 92 în Băgniță și am un hectar jumate, că eu am venit stufă piste, că e bald. Păi și ce, mă plâng acum, mă plâng la Matale, că mă rog, eu la primărie plătesc cu 1,92, la subvenția mai puțin. Dar nu mă plâng din cauza asta. Mai aveți alte probleme, vă rog. Mai sunt probleme sau declarăm închisă? Vreau să răspund. Hai, domnul Hugeară, poftim. Vreau să știu și eu cine gestionează apele înainte de pe teritoriul comunii. O parte sunt ale Anifului și o parte sunt ale apelor români. Cine? Anifu și apele români. Bun. Da. Atunci, întrebarea este, de ce puraile astea sunt murdare și se deversează tot felul de... Credeți că o să vină ei de la apele române să strângă puraile? Noi toți cetățenii care aruncăm gunoaile, oriunde. Cei care deversează, cum s-a întâmplat sâmbăta trecută, de la băi, de canalul era plin și s-a dus, am și eu animale. Vreau să știți că luni, deci sâmbătă și vineri m-a sunat, și luni deja au venit cei și de la Anif, au fost și de la Sedia, nu știu. Au venit după ce până acum stăm la rând la saramură, câte două ori să umplem 2 kg de saramură. Și atunci, jumătate din circoferința cercului era cu saramură de-o spălat. Și... Ai curățat probabil piscina, nu știu să răspunde aici. Eu știu ce vă spun și eu eram acolo. Eu curăț canalul... Vă dea răspunsul și cei de la API, dacă ei au fost... Oricum am cerut să-mi dea procesul verbal școală. Dar eu în fiecare sâmbătă, când e în fața mea, canalul este curățat, să observați. Dar canalul nu vine de la vale. Mierea la deal, nu? De la deal. Deci trebuie văzut, umblat undeva. Și are 5 guri de evacuare a produselor, printre care și de la pose. Și o să demonstrez lucrul ăsta. Și să vedeți când e căldură vara, cam ce miros e pe canalul ăla, pe șosea la vară. Deci nu saramura și saramura și cu... Saramura și cu apa amestecată nu omoare animalul. În cantități, cum e? Întrebați-l pe Nicu Mânță cam câte animale i-a murit. M-am dus la un vecin și i-am zis. Am și eu animale acolo și am tot dreptul să am grijă de el. Mai avem o întrebare altceva, vă rog? Dacă nu mai sunt întrebări, declar lucrările închise. Vă mulțumim. Bună ziua!